prima dată am fost la Europa Park în Maia, avea un pic peste 100 de centimetri. Iar atracțiile sunt undeva de la 110-120 în sus, ca și înălțime de copii, peste 110 cm începe distracția. Atracțiile acolo sunt pe înălțime. Copiii, deci peste 1,40 te dai pe toate, la 1,30 cm, mai puțin unul singur, toate le poți face, toate. Da. Mai avea înălțimea, așa că era foarte clar că scrie pe noi Europa Park. Parcul este frumos organizat, l-au împărțit pe țări, pe anumite zone, pe anumite atracții. Poți să te plimbi pe acolo și să ai sentimentul ăla de Elveție, un pic de Austrie, un pic de greci. La greci se simte cel mai bine farmecul. Atenția care am ajuns, a fost un incendiu puternic care a afectat două zone, zona de Scandinavia și zona de Olanda. Râul cu rafting a fost închis și ceșcuțele. Thank you.
Sfatul meu este, luați la copii, găsiți, am găsit prin Carrefour cu 10 lei DVD-urile cu Arthur. Au creat o lume minunată acolo. Europa Park, un sfat prietenesc, minim două zile. Este un efort să ajung la Europa Park. Am plătit undeva aproape de 300 de euro intrările la toți trei, pe două zile plus parcarea. Înăuntru mai e de programat bani pentru mâncare. Deci în principiu toate atracțiile sunt în preț, mai puțin alea care sunt cu premii, unde câștigi ceva, acolo trebuie să plătești. Noi am fost cumva privilegiați cu un singur copil, a fost ok. Dar sunt părinți cu 3-4 copii, 2 copii și se simte la buzunar chestia asta și din motivul ăsta o să vedeți, au organizat și multe locuri de picnic pentru cei care doresc, poate să vină de acasă cu un sandwich și cu apă și să nu mai cheltuiască extra de intrarea în parc. Nu. Dacă ați ajuns până aici, nu pot decât să vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații, lăsați-ne în secțiunea de comentarii. O să vă răspund la fiecare. Vă doresc la toți o zi minunată și Doamne ajută-vă!